Înainte de toate să faceți rugăciuni. Vreau să vă spun că de la ora 10 la ora 11 va fi tot oră de rugăciune, nu va fi cuvânt în dimineața aceasta, pentru că ăsta este îndemnul Domnului. Ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu pentru mai multe motive, vom sta înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne îndeamnă ca înainte de toate lucrurile să facem rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri și toate lucrurile care sunt scrise aici de către Apostolul Pavel. M-am bucurat de Duhul Domnului care a lucrat prin fratele Pavel, îndemnat să îndemne biserica la rugăciune pentru bolnavi întristați. Mi-am făcut și o listă aici, dar nu voi da nume pentru că probabil am mai omis pe unul altul și nu vreau să fie discuții. Fiecare dintre noi știm și cunoaștem bolnavii bisericii, știm problemele bisericii, cunoaștem și știm toate lucrurile. În dimineața aceasta, Apostolul Pavel și învățătorii noștri care ne-au pus înainte această lecție au avut ca scop să ne determine pe noi, cei mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să păstrăm anumite marcaje, așa cum sunt semnele de circulație pentru noi ca și șofieri, pentru a merge bine, pentru a nu face accidente. Așa în dimineața aceasta Apostolul Pavel ne îndeamnă pe fiecare dintre noi. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și uitați, în versetul 3 spune așa: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă este lucru bun și bine primit, să nu-l facem și noi? Facem lucruri bune, nu facem lucruri rele. Pentru că la asta ne-a chemat Dumnezeu, ca și oameni mântuiți prin moartea și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am fost motivat și am cântat și această cântare, am fost întărit de rugăciunea lui sora Ana Marian, care s-a rugat ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în ziua de astăzi. Și fiecare dintre noi trebuie să cerem lucrul acesta. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne învioreze. Asta am cântat în cântarea pe care am cântat-o mai devreme. Și asta avem nevoie în vremurile acestea de pe urmă. Spunea un om al lui Dumnezeu, un frate pastor, că dacă ar fi anunțat undeva un banchet, cu siguranță sala ar fi fost plină la ora când a fost anunțat banchetul. Și spune el, cu părere în suflet și cu părere de rău, în zilele noastre, în timpurile pe care le trăim, la orele de rugăciune, bisericile Domnului sunt goale. Cel mai important lucru este neglijat la ora aceasta. Vă îndemn, dar înainte de toate, frații mei dragi, scumpi, surori, nimeni nu vine în casa lui Dumnezeu ca să mustre pe cineva așa cu gânduri de a-și bate joc de cineva. Prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie să strângem rândurile în ceea ce privește timpul de rugăciune. Altfel lucrările Domnului nu vor merge. Chiar de la nivel înalt, fratele Pavel știe, am avut undeva niște discuții așa și chiar înaintașii noștri, cei ce sunt puși în capul poporului creștinilor, spun că la ora actuală, în bisericile noastre, ora de rugăciune a ajuns de neglijat. Este o problemă pentru pocăiți ora de rugăciune la ora aceasta. Și nu este bine. Este bun cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte de toate spune Apostolul Pavel, rugăciune, nu cuvântul. Mai întâi rugăciune, pentru că prin rugăciune poți să dezlegi toate duhurile rele, toate neputințele, toate lucrurile rele și Dumnezeu poate să-și facă lucrarea prin Duhul Sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze. Păi dacă nu venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cum poate Dumnezeu să mă elibereze fără să vin cu o cerere înaintea Lui? Doamne, te rog din toată inima, eliberează sufletul de cutare, cutare, le știm fiecare dintre noi în drepturile noastre. În dimineața aceasta vreau să facem rugăciune, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să ne uităm un pic în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie lui Tit. Și uitați, Apostolul Pavel înșiră aici câteva categorii de oameni, pentru că spune pentru toți oamenii.
acolo în cuvântul acesta, în expresia aceasta, toți oamenii intră și categorii sociale și etnii și toate. Nu contează că e cu tare, e cu tare, e de rasa cu tare, sau e bogat, sau e sărac, tot felul de categorii de oameni. Și la asta ne îndeamnă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la mântuire. Mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu? A fost acum 2000 de ani pe dealul Golgotei când Dumnezeu și-a dus la desăvârșire și a încheiat planul de mântuire prin jertfa Domnului Iisus, care a plătit prețul pentru fiecare dintre noi. În dimineața aceasta o să facem o primă rugăciune și vreau să citesc cuvântul pe care Apostolul Pavel îl scrie lui Tit în capitolul 2, de la versetul 1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Deci, în primul rând, ne rugăm pentru frații bătrâni. Spune ca femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile tânere să-și iubească bărbații și copiii. Femeile în vârstă, femeile tinere. Apoi, în versetul 6 spune așa, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuși pildă prin fapte bune. În versetul 9 spune așa, sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânirilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile și să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și revin la lecția pe care am citit-o, spune în versetul 2, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să ducem astfel o viață pașnică și liniștită. Vreau să facem prima închinare în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, așa cum am amintit. Frații bătrâni, frații tineri, femeile bătrâne, femeile tânere, pentru conducătorii pe care Dumnezeu i-a pus. Cred că fiecare dintre noi am avut și îndemnuri la orele de rugăciune, vorbim despre conducătorii țării și toate autoritățile pe care Dumnezeu le-a ales. Fiecare ne-am rugat și Dumnezeu și-a făcut voia Lui și a ieșit sorțul acolo cum a știut El. De ce? Dacă un conducător este rău și nu este bun, Dumnezeu dă unei țări un conducător rău ca să pedepsească pentru nelegiuire. Și lucrul acesta se poate întâmpla sub ochii noștri și e problema fiecăruia dintre noi. Datoria noastră este să nu judecăm felul și comportamentul lor de a fi, ci îndemnul cuvântului lui Dumnezeu și Apostolului Pavel este să ne rugăm pentru fiecare dintre ei. Apoi să ne rugăm pentru conducătorii creștini, care Dumnezeu i-a ales în diferite funcții, ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, să elimine, să dea la o parte, să nu dea voie ereziilor, gândurilor rele. În Efes erau atâtea probleme care sunt în ziua de astăzi și în bisericile noastre, în vremurile noastre, închinări la idoli, că nu ne închinăm la chipurile cioplite sau la icoanele de pe pereți, dar ne închinăm la banii noștri și nu știm cum să îi facem cât mai mulți să se mulțească și ne închinăm la lucrurile noastre și neglijăm lucrul Domnului și le știți fiecare dintre noi. Vreau în cuvinte scurte să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți.